În urma discuției de astăzi cu prefectul județului Marcel Iacobescu, a fost prezentată pe scurt situația celor care se întorc de peste hotare în perioada ce urmează și măsurile pe care trebuie să le aibă în vedere. În momentul de față, cei care își doresc să se întoarcă în țară sau pur și simplu să viziteze România în următoarea perioadă, vor fi nevoiți să completeze online un formular care le asigură accesul pe aceste meleaguri. Completarea se va face cu 24 de ore înainte de a intra în țară sau la 24 de ore după. Platforma respectivă se găsește pe site-ul guvernului, loc în care se introduc datele personale, generându-se acel formular care substituie clasica declarație de carantină. Această metodă are ca scop fluidizarea activității în aeroport sau în vamă pentru intrarea în țară. Nici cei care nu completează formularul nu vor scăpa neobservați. Acestora care nu completează respectivul formular, li se va acorda o atenție specială, mai exact o amendă a cărei valoare este cuprinsă între 2.000 și 3.000 de lei. După cum știm, au fost date două hotărâri, 111 și 113, în care se prevede modul de completare al acestui formular. Se completează online cu 24 de ore înainte de intrarea în țară, au înțeles, și 24 de ore după. Este o platformă pe site-ul guvernului, plf.gov.ro, care se accesează, se introduc datele personale și este completat acel formular. Acest formular înlocuiește practic acea declarație de carantină care se dădea în vamă. Pentru a fluidiza lucrurile în vamă sau pe aeroport la intrarea în țară, se completează acest formular și nu mai este nevoie să stai să scrii acea declarație de carantină. Necompletarea formularului în termenele prevăzute de hotărâre se sancționează cu amendă la 2.000 la 3.000 de lei. Care este actuala situație a locurilor de parcare din Târgu Jiu și ce noi măsuri se vor adopta începând cu anul 2022? Despre toate aceste lucruri și nu numai ne vorbește astăzi, 20 decembrie, Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu. Regulamentul va fi adoptat din momentul în care se aprobă regulamentul pentru parcări. Avem termen de 6 luni de zile pentru depunerea solicitărilor sau pentru reînnoirea contractelor. Aspectele care au fost vizate în principal de această modificare pe regulament sunt legate pe de o parte de prioritate pentru un prim loc de parcare de reședință pentru fiecare apartament sau pentru fiecare cetățean care deține o locuință în Târgu Jiu. Pe de altă parte, o modificare în privința modului în care se stabilesc taxele pentru parcările de reședință. Avem o taxă pentru cei care vor parca între orele 16 și 8 dimineața de 120 de lei. Și o altă taxă pentru cei care vor merge 24 din 24 pentru a-și reînnoi locul de parcare. Acea taxă este de 360 de lei. După cum bine observăm și mai ales din ceea ce vedem că se întâmplă și în celelalte municipii, regulamente se aprobă la sfârșitul anului cam în toate municipiile. Ideea noastră a fost ca toate sumele care se vor colecta din aceste taxe ulterior să poată fi folosite pentru amenajarea unor parcări de reședință sau parcări publice în municipiul Târgu Jiu. În urma discuțiilor s-a stabilit faptul că noul regulament va fi adoptat, iar din momentul aprobării acestuia există un termen de 6 luni pentru depunerea solicitării sau pentru reînnoirea contractelor acolo unde este cazul. Aspectele acestui nou regulament vizează prioritatea pentru un prim loc de parcare de reședință pentru fiecare cetățean care deține o locuință în orașul Târgu Jiu și o modificare în privința stabilirii taxelor pentru aceste parcări de reședință. Pentru cei care vor parca între orele 16 și 8, taxa este de 120 de lei, iar pentru cei care doresc să-și reînnoiască locul de parcare și să îl ocupe 24x24, taxa este în valoare de 360 de lei. Regulamentul va fi aprobat, ca în toate municipiile de altfel, la sfârșitul anului. Mai mult, sumele colectate sub forma taxelor de parcare vor fi utilizate ulterior pentru amenajarea unor parcări de reședință sau publice în municipiul Târgu Jiu. Până la data de 31 decembrie, toți cei care au montat dispozitive pe domeniul public sunt obligați să le ridice. E acest termen de 31 decembrie pentru că contractele vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022, noile contracte. Cei care nu își ridică acele dispozitive de pe domeniul public al municipiului Târgu Jiu riscă o amendă de 2500 de lei. De aceea și prin intermediul dumneavoastră și prin intermediul asociațiilor de proprietari am făcut apel la cetățeni ca să înțeleagă că nu aceasta este modalitate de a-și rezerva un loc de parcare. Dacă doresc un loc de parcare cu taxare între orele 16 și 8, își asumă riscul ca la un moment dat în perioada 8-16 să parcheze orice cetățean care ajunge în acea zonă. Cel care va avea un loc de parcare taxat 24 din 24
în cursul unei zile, va avea, până la urmă, o bulină roșie în dreptul locului de parcare, care le va arăta tuturor celor care și-ar dori să parcheze pe acel loc de parcare, că parcarea este rezervată total. Pe culoarea roșie știm foarte bine că este interzis. Asta am și adoptat prin regulament, culoarea roșie, o bulină roșie din vopsea, care se amplasează pe locul de parcare și care trebuie să ne ducă la ideea că acel loc de parcare este doar al celui care va plăti o taxă de parcare la autoritatea publică locală. În ceea ce privește dispozitivele montate de cetățeni pentru a-și rezerva prin propriile forțe locul de parcare, aflăm de la primarul Marcel Romanescu că acestea trebuie înlăturate până pe data de 31 decembrie 2021. Cei care nu vor respecta această regulă și nu vor îndepărta aceste dispozitive montate pe domeniul public vor fi sancționați cu o amendă în valoare de 2.500 de lei. Pe data de 16 decembrie, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, a avut loc un eveniment inedit, mai exact un frumos spectacol de colinde ce a mângâiat auzul spectatorilor. Mai multe detalii despre desfășurarea acestui eveniment a oferit chiar Calotă Rodica, unul dintre fondatorii Academiei Creative Multilingua și Vâlceanu Dragoș, membru al acestei asociații. Sunt voluntari ai asociației Academia Creativă Multilingua, niște copii de milioane care au inițiativă și care ne stârnesc și pe noi să facem activități de voluntariat și de caritate și au hotărât să facă un concert online care a avut loc în sala de sport a liceului și un târg de, cu vânzare, de asta se numește târg, de obiecte în scop caritabil la mall, astăzi între orele 12 și 21.30. Iar ce se strânge este valorificat pentru copiii cu dizabilități, pentru persoanele vârstnice și alte categorii dezavantajate. A fost o acțiune foarte frumoasă la care au participat o mulțime de elevi din cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Ne-am bucurat foarte mult pentru că am putut să ajutăm copiii și persoanele care nu au posibilitatea de a pune ceva sub brad. Și am încercat să facem un bine. Și eu cred că am reușit într-o mare măsură. Târgul de Crăciun nu se oprește aici. Voluntarii colegiului, pe lângă minunatul spectacol, au realizat produse handmade deosebite pe care le-au comercializat doritorilor în mall-ul orașului. Fondurile strânse sunt utilizate în scop caritabil, ajutând mai multe persoane cu situația financiară precară, așa cum ne relatează Buică Magdalena, profesor din cadrul colegiului. La mall Târgu Jiu, voluntarii Colegiului Național Tudor Vladimirescu au făcut niște produse handmade deosebite, speciale, foarte, foarte frumoase, care merită să fie cumpărate de cei care vor fi acolo prezenți și merită să fie prezenți acolo la Mall Târgu Jiu și tot ceea ce se va strânge ca și fonduri vor ajunge la oamenii care au nevoie de noi. În concluzie, să nu uităm să dăruim în preajma sărbătorilor, să fim mai buni, să apreciem și să nu uităm că da, sunt din păcate oameni nevoiași, oameni care cărora noi trebuie să încercăm să le ștergem tristețea de pe chip și să le dăruim un zâmbet pentru că merită să facă asta și să le dăruim tot ce avem noi mai bun în preajma sărbătorilor. Da, au uitat să zâmbească, dar noi cu siguranță împreună de Crăciun reușim să facem acest lucru. Vineri 17 decembrie, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a organizat dezbaterea Soluții pentru Gorjul Calamitat, Economic și Social de Decarbonare. Deși s-a mizat pe o participare importantă, începând de la miniștri până la factori de decizie locali, se pare că pe ultima sută de metri aceștia nu au reușit să mai ajungă. Au fost totuși prezenți primarul de la Drăguțești Ion Popescu, primăriza de la Turceni Cristina Cilibiu, de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene Mihaela Saragea, directorul AGOFM Gorj Romeo
Chiriac, președintele interimar al Alianței pentru Patrie, Victor Petcu, și evident că nu a lipsit senatorul de Gorj, Ion Iordache. Ce este de subliniat la această dezbatere este caracterul de secret pus iată și de gazda acestei întâlniri. La nivelul județului Gorj, încet încet lozinca în spatele ușilor închise începe să devină o practică. Nu m-am mirat prima dată când s-a întâmplat acest lucru la prefectura Gorj, când sub titlul de dialog social, liderii de sindicat împreună cu parlamentarii de Gorj și autoritățile locale au scos presa afară. Iată însă că modelul din Minerit este luat ca bună practică de cei sub sloganul Soluții pentru Gorj. Își împărtășesc între ei soluțiile salvatoare. Ne întrebăm oare ce se întâmplă în spatele ușilor închise? De ce presa nu are acces? Cel puțin la întâlnirea de la universitate, situația s-a schimbat pe ultima sută de metri, decizia ca presa să nu fie prezentă fiind luată la cererea expresă a unor politicieni care, culmea, nici n-au mai apărut. Felicitări pentru inițiativă, rușine pentru atitudine. Sunt convins că profesorul universitar dr. Adrian Gorun, președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș, va analiza cu mult mai multă atenție această practică și cu siguranță, cel puțin în cadrul instituției pe care o conduce, nu vom mai avea parte de astfel de gesturi. Despre întâlnire putem spune că a fost o întâlnire marca Iordache, cu un plan pe care senatorul Ion Iordache l-a prezentat cu ceva timp în urmă și pe care încearcă să-l implementeze. Este foarte bine că universitatea își aduce contribuția și așteptăm să fie prezentate presei etapele și pașii concreți pentru găsirea soluțiilor și implementarea lor. Foștii jurnaliști Gabriela Târsu și Iulian Țimpea au dat o mână de ajutor presei și au smuls câteva cuvinte senatorului Iordache și profesorului universitar dr. Adrian Gorun. Mă bucur că universitatea a inițiat acest demers. Este un demers pe care mi-l doream și eu personal și consider că județul nostru are nevoie de o astfel de inițiativă. Este o inițiativă în sensul de a găsi soluții împreună și de a acționa unitar pentru a sprijini ca județul nostru să înceapă să funcționeze și mai bine, să implementeze proiecte mai multe și de a identifica, așa cum am spus, soluții de care are nevoie județul nostru. Ion Iordache apreciază că Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu s-a implicat în acest proiect și spune că acesta este un prim pas în realizarea lui. A fost un prim pas în cadrul proiectului, așa cum a fost definit, un pas, spun eu, sau a fost un succes din punctul meu de vedere. A fost stabilit un calendar al întâlnirilor, ca în fiecare ultima vineri din lună să ne întâlnim. Echipa care a lucrat astăzi să se extindă, să fie invitați și mai mulți gorjeni care își doresc și care își pot permite să, sau funcțiile pe care le au, le ocupă în momentul de față, le dau posibilitatea să pună umărul la construcția care a fost astăzi început aici. Adrian Gorun a atras atenția factorilor de decizie că procesul de decarbonare implică găsirea soluțiilor alternative pentru Gorj. Gorjul, un județ monoindustrial, va suferi dacă autoritățile locale și nu numai nu vor veni cu alternative la minerit. Am ales într-o nevoie, pentru că Gorjul, județul nostru, se află într-o perioadă destul de delicată pentru el, pentru că, deși au fost foarte multe comentarii în legătură cu rolul și scopul și contribuția CEO la menținerea la anumite standarde a județului, în condiții în care se pune tot mai acut problema decarbonării, Gorj va avea mari probleme. Atunci am considerat că, așa cum de fiecare dată am pus problema, am considerat că universitatea trebuie să aibă un anumit rol și accentez unificator în privința problematicilor care vizează Gorjul și în privința conturării soluțiilor privind dezvoltarea ulterioară, asumându-ne și de această dată rolul de gazdă
rolul de liant pentru cei mai importanți factori decidenți în privința evoluției acestui județ. De aceea am invitat la această primă întâlnire și eu sper să fie doar primul pas pe cei mai reprezentativi actori decizionali din județul Gorj. Am invitat toți parlamentarii, am invitat primari, inclusiv primarul municipiului Târgu Jiu, am invitat reprezentanții Consiliului Județean, știu că președintele e indisponibil, dar m-a surprins că la fel ca și la primărie n-au reprezentat și specialiști în domeniu, ONG-uri care, agenți economici relevanți care au făcut ceva pentru județul Gorj și care au demonstrat că se poate. Tocmai de aceea, cum ați observat, am expus succint prin intermediul colegului Niculescu, implicat în această problemă, ca și în altele, un diagnostic privind starea actuală a județului Gorj și am venit cu câteva soluții doar schițate, în așa fel încât să constituim grupuri de lucru care pentru următoarele întâlniri să rezolve problemele Gorjului calamitat. Pentru că, așa cum bine se afirmă, este un județ calamitat economic și social de această decarbonare și ar fi mare păcat să fim cei mai neputincioși din acest areal geografic în care unii au dovedit că se poate. Și eu cred și sper că se va putea. Vineri 17 decembrie, polițiștii au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr în vârstă de 19 ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburare a liniștii publice. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că tânărul, în timp ce se afla în zona pieței centrale a municipiului Târgu Jiu, ar fi exercitat acte de violență asupra unui alt tânăr în vârstă de 18 ani din municipiul Motru, la baza incidentului fiind un conflict mai vechi. Totodată, în urma incidentului produs, s-a tulburat ordinea și liniștea publică, mai multe persoane prezente la fața locului fiind indignate și deranjate de cele petrecute. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și tulburare a liniștii și ordinii publice, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr în vârstă de 19 ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta, în timp ce se afla în piața centrală a municipiului Târgu Jiu, a exercitat acte de violență asupra unui alt tânăr de 18 ani din municipiul Motru, stârnind indignarea cetățenilor aflați în zonă. Rânca este o zonă care a luat cea mai mare amploare în ultimii ani. Deși oficial nu este stațiune, Rânca atrage din ce în ce mai mulți turiști. De-a lungul timpului, această zonă a înflorit prin investițiile private în pensiuni, cabane, hoteluri, astfel că astăzi Rânca este o zonă la mare căutare. Cu toate acestea, suferă. Suferă la capitolul infrastructură, mulți dintre turiștii care ajung acolo condamnând faptul că sunt cozi la urcare de kilometri întregi, urcând către 3-4 ore și mai ales suferă din lipsa locurilor de parcare. An de an se întâmplă acest lucru, în fiecare an propun soluții, dar ele rămân pe hârtie. Zona Rânca este principalul subiect în strategia de dezvoltare a județului Gorj, dar a rămas doar principal subiect. Radu Miruță, deputatul USR de Gorj, vine cu o propunere oficială de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2022, ce va fi dezbătută și votată săptămâna aceasta. Propunerea presupune finanțarea, studiu de fezabilitate, proiect tehnic și execuție, proiectului de suflet care nădăjduiesc că ar dezmorți și chiar reînvia județul Gorj, unirea peste munți, prin telegondolă și pârtii de schi a județelor Gorj, Vâlcea și ulterior Hunedoara, creându-se astfel cel mai mare domeniu schiabil din România, cu una dintre baze în județul Gorj la Rânca. Între ultimul pilon al telescaunului de la Rânca Gorj și ultimul pilon al teleschiului de la Vidra Vâlcea sunt 8,53 de kilometri, la o medie altitudinii de 1900 de metri, 70% din traseu fiind pe pantă opusă soarelui.
La altitudini de 2105, 1950, 1851 de metri se bifurcă zeci de kilometri de traseu pentru pârtii adiacente, rezultând cele mai mari domenii din țară. Pe lângă acest domeniu trece Transalpina, șoseaua asfaltată care leagă regiuni istorice. La Rânca există unități de cazare, acomodare suficientă pentru început. Odată făcut acest proiect, turismul ar trece la alt nivel. Operatorii hotelieri internaționali aduc cu sine și turiști străini, care înseamnă dezvoltare adiacentă pentru mai multe activități. Înseamnă locuri de muncă, comerț, mulți bani tranzacționați, alt gen de afaceri. Valoarea în primă fază, unirea fără ramificații, proiect 11,94 milioane de euro, aproximativ 1500 de noi locuri de muncă și dezvoltare economică pe verticală. Radu Miruță face apel la toți parlamentarii de Gorj să sprijine și să voteze acest proiect. Îi rog pe parlamentarii de Gorj să depună toate eforturile necesare în grupurile lor politice și să-și folosească toată influența pe care o au pentru ca acest proiect al gorjenilor în special să primească și susținerea PSD-PNL. Grupul parlamentarilor USR va vota și în comisii și în plen acest proiect. În acest weekend, polițiștii gorjeni au desfășurat o serie de acțiuni prin care au asigurat siguranța rutieră, întocmind cu acest prilej și 6 dosare penale. 3 dintre acestea au fost întocmite în zona turistică Rânca, unde s-au regăsit persoane care au comis următoarele fără de legi: conducerea sub influența băuturilor alcoolice, conducerea fără permis și încredințarea autovehiculului unei persoane care nu posedă permis de conducere. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii gorjeni au desfășurat acțiuni pentru siguranța rutieră, ocazie cu care au întocmit 6 dosare penale, dintre care 3 în zona turistică Rânca, dintre care dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului, conducerea fără permis și încredințarea unui autovehicul pentru a fi condus unei persoane care nu posedă permis de conducere. În data de 20 decembrie 2021, situația epidemiologică la nivelul județului Gorj se prezintă astfel: 54 de persoane în carantină la domiciliu, locația declarată; 15.266 de persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 14.417 persoane vindecate, externate și la domiciliu, 29 de persoane internate în spital și 820 persoane decedate. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost confirmate 3 cazuri de îmbolnăvire dintr-un total de 70 de teste efectuate, situația prezentându-se astfel: 50 de teste RT-PCR efectuate, un rezultat pozitiv, 0 rezultate pozitive la retestare și 49 de rezultate negative, 20 de teste rapide efectuate, 2 rezultate pozitive, 18 rezultate negative. Până astăzi s-au primit 280.531 de doze de vaccin anticovid și au fost administrate 231.478 de doze, dintre care 82.126 doza a doua și 23.004 doza a treia. În Gorj, vremea răcoroasă își face simțită prezența, vântul oferind scăderea temperaturii specifică perioadei. Mercurul în termometre va atinge o maximă de 3 grade pe întreg județul. În Târgu Jiu, ziua de marți vine cu o scădere a maximei, temperatura resimțită în decursul zilei va fi de 3 grade Celsius, iar seara frigul va aduce temperaturi scăzute până la minus 6 grade. La Motru, maxima zilei scade, ajungând la valoarea de 2 grade, seara termometrele vor indica în ghețul specific anotimpului, având temperaturi de minus 7 grade. La Bumbejiu, iarna vine cu o temperatură maximă de până la 1 grad. Seara termometrele vor scădea mercurul, fiind înregistrate valori de minus 8 grade. La Novaci, maxima scăzută o să predomine ziua de marți, aducând valori de 1 grad, iar noaptea va fi predominată de o minimă de minus 8 grade. Iar în Rovinar, pe parcursul zilei, maximele o să fie situate în jurul valorii de 3 grade, urmând ca seara valoarea minimă să coboare până la minus 6 grade Celsius.